spoken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Salut, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu! Azi e vineri, avem clip nou. Eu vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine, că mă urmăriți. Și văd că ne adunăm din ce în ce mai mulți oameni, iar eu mă bucur tare, tare mult. Asta înseamnă că munca mea nu e în zadar și că vă place ceea ce fac eu. Iar acum eu vreau să vă vin în, ca în semn de recunoștință, pentru că voi sunteți aici la fiecare clip al meu și mă urmăriți. M-am gândit să organizez un giveaway. O să vă arăt imediat produsele pe care le-am pregătit pentru voi. Pot participa fete și băieți, vor fi produse pentru femei, dar dacă sunt băieți care vor să participe, nu e nicio problemă, puteți da mai departe cadoul, eu știu, iubitei voastre, mamei, surorii, cum vreți voi. Important e să participați și să fiți aici activi. Prin urmare, regulile care eu le impun, să zic așa, sunt să dați un like la acest clip, să vă abonați la canalul meu și să-mi lăsați în comentarii, eu știu, o dedicație, un gând frumos pentru mamă, pentru femeie, pentru că este aproape 8 martie și aș vrea să văd gândurile voastre. Iar eu voi premia, vor fi două premii, voi premia un comentariu pe care îl voi alege eu. Din toate comentariile voastre, eu voi alege unul care mi-a plăcut mie cel mai mult sau care, nu, care îmi va plăcea mie cel mai mult. Iar al doilea premiu va fi ales prin random. Voi alege un alt comentariu prin random. Așa că, dragilor, vă aștept să vă înscrieți acolo la concurs. Voi anunța câștigătorul pe 8 martie și probabil va fi printr-un live pe Facebook. O să vă mai anunț eu pe Facebook sau vedem. Bun, o să vă arăt imediat ce am pregătit pentru voi, pentru giveaway. Dacă mi-ați urmărit clipurile de-a lungul timpului, ați văzut că mi-am comandat două palete din astea de la I Heart Revolution, iepuraș. Iar eu deja am una și m-am gândit ca una să plece spre voi. Aici mai am o palețică pe care nici nu am desfăcut-o, este cea care am comandat-o de pe Shein, la fel, am comandat două, iar una va pleca spre voi. Am aici o pensulă de pudră și un burețel, așa, am două blașuri, la fel de pe Shein, care vor pleca spre voi, sunt blașuri noi. Doar le-am făcut un swatch și atât, nu le-am folosit. Deci, da, sper ca voi să vă bucurați de ele și să le folosiți. Am aici un ondulator de gene de la Masked. La fel, eu am deja unul pe care îl folosesc. Ăsta l-am primit într-un advent calendar de anul trecut și nu îl folosesc. De aceea m-am gândit să vi-l ofer vouă. Aici mai am și niște măști. Diverse măști, dacă mi-ați urmărit clipul acela cu unboxing de pe Notino, ați văzut, cred că ați văzut și măștile astea cu extract de melc, m-am gândit ca una dintre ele să plece spre voi. Și aici am și o pereche de cercei, dacă tot din unboxing-ul acela de pe Shein. Cam ăștia sunt, m-am gândit la fel să plece spre voi și vor mai fi câteva surprize, dar nu o să vă divulg, o să vedeți voi când primiți pachetelul. Așa că vă aștept să vă înscrieți la concurs și aștept să văd cât mai multe mesaje frumoase cu gândurile voastre despre mamă, despre femeie. Bun, dragilor, acum voi intra în ideea clipului pe care eu vreau să-l fac astăzi. Și anume, vreau să vă arăt așa ideile mele de cadouri pentru mamă, pentru soră, pentru, eu știu, o prietenă de 8 martie. Așa, o să vă arăt întâi cam ce produse am cumpărat eu și apoi vă arăt exact ce fac eu. Pentru că vreau ca ambalajul să îl fac eu și să așez eu frumos cadourile. O să vedeți exact despre ce vorbesc. Ei bine, ce am pregătit eu, am luat așa două lumânărele parfumate,
Cam așa arată. Una e cu iasomie și una cu fructul pasiunii, ca și miros mă refer. Miros extraordinar. Deci, eu cred că v-am mai spus că sunt nebunită după lumânări parfumate și de aceea îmi place să și ofer la rândul meu. Oricum, mirosurile rămân așa în amintire pentru mult timp. Și da, m-am gândit că e ceva interesant să primesc într-un cadou. Cel puțin mie îmi place. Ok. Mai departe, am găsit așa, este un set. Mă rog, ele nu se vindeau la set, s-au vândut separat, dar practic sunt din aceeași gamă și m-am gândit eu că astea vor fi într-un singur pachet. Și da, avem o bombiță din asta de baie, săpun lichid și shower gel. Și zic eu că va arăta foarte drăguț. Așa. Am mai luat aici două măști pentru că voi face cam două cadouri. Cam așa voi face și vă voi arăta exact. Două măști. Aici mai am shower cream de la Nivea. Nu fac nicio reclamă, pur și simplu am luat produsele și o cremă de mâini de la Dove. Sper că se vede. Este cu ulei de avocado și extract de gălbenele. Zic eu că e destul de hidratantă. Ok, și mai am aici și o ojă de la Maybelline. Color Show. Mie îmi plac tare mult ojele astea, țin foarte bine pe unghii și de asta m-am gândit să pun și într-unul dintre cadouașe. Ce am mai luat eu aici? Am luat două felicitări, sunt identice, despre mamă. Eu m-am gândit să le personalizez un pic, să caut fotografii cu mama mea și cu mama lui Cristi și să le pun în interior și bineînțeles că ele în interior au deja un mesaj, dar din proprie experiență sau, nu știu, ca să zic așa, e foarte frumos să scrii tu de mână mesajul pe care vrei să-l transmiți. Mi se pare mult mai personal, mai apropiat. Te apropii mai mult de persoana căruia îi dăruiești și cred că și feedback-ul o să fie cam la fel. Te simți un pic mai băgat în seamă, ca să zic așa, când vezi că omul și-a scris acolo rândurile lui și a făcut efortul ăsta pentru tine. Cel puțin pentru mine contează lucrurile astea. Și da, am aici două felicitări. Felicitările le puteți face și voi, că până la urmă nu e mare lucru. Important e să scrii ceva frumos înăuntru. Dar da, eu am achiziționat două, mi s-au părut drăguțe. Am mai achiziționat aici hârtie din asta tăiată bucățele pentru fundul cutiei, pentru că eu vreau să ambalez un cadou într-o cutie. Am aici un model, cam așa. Iar pentru cutie am luat un autocolant așa roz cu glitter și voi înveli cutia în acest autocolant, iar pe fundul ei voi atașa hârtia asta. Și da, sper eu că v-a arătat drăguț. Aici mi-am luat două ghemuri din astea de mohair, sper că îi zic bine, nu știu, pentru a face un șir din acela de mărțișor. Să fac un șnur de mărțișor. Da, și o să vedeți voi exact cam ce vreau eu să fac. Să văd ce mai am pe aici. Aici mai am niște hârtie pentru că aș fi vrut să fac și o felicitare de mână, să o fac eu, să o creez eu și da, probabil voi scrie un mesaj drăguț chiar pentru voi aici. Și bineînțeles am luat și câteva dulciuri pentru că mi se pare că un cadouaș fără o ciocolățică, ceva dulce acolo, nu are. Ok, mi s-a oprit filmarea pentru că s-a încărcat cardul. Am rezolvat problema. Am revenit. Rămăsesem la dulciuri. Da, ziceam că fără un dulce într-un cadou nu e. Zic eu că e un lucru necesar să fie acolo.
Așa că eu am luat așa niște Bounty, sunt ciocolățele din alea cu cocos, mie îmi plăceau mult în copilărie. Ciocolățelele astea erau, se numeau cancan pe vremea aia și eram, wow, vroiam un continuu cancan. Mi-amintesc că erau așa ambalate niște chestii foarte mici așa, dar erau gustoase, gustoase. N-am mai regăsit gustul ăla de atunci din copilărie. Dar da, și am mai luat aici și batoane din astea de la Kinder, pe care eu le voi scoate și voi încerca să le ambalez frumos și, bineînțeles, având în vedere că dăruim unor doamne, majoritatea, de exemplu, mama mea bea cafea, soacra mea bea cafea, așa că am luat niște Nescafe din ăsta latte, pliculețe și voi scoate pliculețele, le voi combina cu celelalte dulciurele. O să vedeți voi imediat cum le voi aranja. Eu deja am în cap ideile, o să vedeți și voi imediat. Așa că nu mă mai lungesc mult la vorbă, o să mă apuc de treabă și voi începe cu cutia. O să decorez cutia, o să vedeți și voi exact procesul și apoi rezultatul final. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. Ooh. I'm waiting, trying to be patient. You look like a pain and it's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. Call me a fan. I'm living. Give me your hand. I'm in it, yeah. I wanna be with you. If that's the last thing that I could do. Așa arată cutia. După ce i-am pus autocolantul, zic eu că arată destul de ok.
Acum îi voi pune hârtia asta tăiată așa bucăți. Și cadourile vor intra aici. Acum voi lăsa cutia și mă voi apuca să fac șnurul de mărțișor. Ei bine, dragilor, și cam așa arată un prim cadou. Zic eu că arată destul de drăguț. Acum îi voi pune folia asta. Îi voi înveli în folie. Am aici o fundiță care o voi face imediat și vă arăt rezultatul final. Dragilor, cam așa arată un prim cadou ambalat. Nu am mai pus fundița aia pentru că era cam ciudățică și oricum ocupa cam mult. Nu se mai vedea nimic în interiorul cutiei. Cam așa arată pe toate părțile. Zic eu că e foarte, foarte, foarte drăguț. Abia aștept să îl dăruiesc și să văd dacă se va bucura. Eu sper că da. Așa că eu mă apuc și de cel de-al doilea cadou și o să revin cu rezultatul final și cu încheierea acestui filmuleț. Ei bine, dragilor, eu am terminat de făcut cadourile, o să vi le arăt imediat. Asta e cea de-a doua cutie. Am pus în interior produsele pe care eu vi le-am arătat și cam așa arată și celălalt. Cam așa. Zic eu că arată destul de drăguț. Și cam asta e treaba cu cadourile. Abia aștept să le oferim mamelor noastre. Bine, ele vor ajunge mai târziu de 8 martie pentru că trebuie să trimitem prin curier în România, dar
Asta e, când vor ajunge sunt foarte sigură că ele se vor bucura de cadouri. Ok, dragilor, cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut sugestiile mele de cadouri, nu uitați să-mi lăsați în comentarii părerile voastre. De asemenea, nu uitați să vă înscrieți la concurs și să-mi lăsați comentarii cu dedicații pentru mamă, prietenă, soră. Da, pentru a putea câștiga premiul pe care eu l-am pregătit pentru voi. Și ce să zic, să aveți un 8 martie fericit. Noi ne vedem din nou abia marți, așa că da, nu ne vom vedea exact de 8 martie. De aceea eu vă doresc să aveți o zi superbă, să fiți iubite și noi ne revedem în următorul filmuleț. Eu vă pupăcesc. Pa, pa!